face o deosebită plăcere să mă aflu la București, pentru că în ultima lună am cooperat excelent cu președinția română și aș dori să mulțumesc președinției române, domnului ministru Teodorovici, pentru că am reușit să facem un lucru pe care mulți îl credeau imposibil, și anume am reușit să finalizăm un număr uriaș de dosare legislative care erau în pericol pentru că nu mai aveam mult timp să le finalizăm și erau foarte multe dosare importante deschise. InvestEU și alte dosare foarte importante în domeniul serviciilor financiare. Am reușit să finalizăm tot și, prin urmare, ne putem încheia acest mandat al Parlamentului European, știind că am adus o contribuție semnificativă la îmbunătățirea cadrului legislativ la nivelul Uniunii Europene pentru a consolida rezistența Uniunii Europene. Cu toate acestea, în discuția din această dimineață, din cadrul Eurogrupului, am vorbit și despre faptul că suntem acum într-o situație de încetinire economică, asta, desigur, mai ales din cauza incertitudinii geopolitice și a reducerii cererii externe, dar, de asemenea, sunt în joc și factori interni. Acesta a fost primul mesaj pe care l-am transmis miniștrilor din Eurogrup, și anume că este tot mai presantă și mai urgentă nevoia de a veni cu rezultate în ceea ce privește reformarea Uniunii Economice și Monetare, și de asemenea este foarte important să discutăm despre orientarea politicii noastre economice, în ce direcție o vom lua. Ne lipsește un instrument pentru a face față șocurilor asimetrice, dar în același timp avem nevoie de instrumente și politici mai puternice pentru a spori potențialul de creștere, pentru a susține cererea internă, pentru a consolida coeziunea economică și teritorială și, de asemenea, să se susțină sustenabilitatea fiscală și economică. De asemenea, am avut multe contribuții pozitive din partea miniștrilor în legătură cu o reală strategie de creștere economică europeană bazată pe sustenabilitatea și durabilitatea economică și de mediu, bazate pe investiții și reforme, care trebuie să fie întreprinse într-un mod cuprinzător și coerent și să aducă la oaltă o serie întreagă de măsuri și politici pe care le avem în Uniunea Europeană, în Uniunea Economică și Monetară și la nivel național, de asemenea. Și asta trebuie să fie combinat cu definiția unei poziții bugetare, fiscale, adecvate, care trebuie definită așa cum trebuie, dar trebuie să fie de tip expansionist în general. De asemenea, s-a discutat despre discuțiile în curs în cadrul Eurogrupului în legătură cu un nou instrument bugetar pentru convergență și competitivitate, care are ca scop sprijinul pachetului pentru investiții și reformă. Noi salutăm această discuție. Desigur, ne dăm seama că pentru ca acest instrument să aibă un impact semnificativ, dimensiunea sa trebuie să fie de rigoare. Și aș mai adăuga un lucru care este deosebit de important pentru Parlamentul European, și anume că resursele acestui instrument bugetar nu trebuie să provină de fapt din realocarea fondurilor structurale și de investiții, ci trebuie să fie cu adevărat fonduri noi.